Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Este duminică, avem zi liberă, am mărit cardio la 50 de minute, dar nu o să facem pe bicicletă, o să facem afară pentru că fac împreună cu Iubi. Și mi-ați zis și în comentarii să filmez încă o zi de full day of fitting. Așadar, o să filmez și cum arată o zi din pregătirea de concurs, o zi liberă, pentru că mâncarea diferă oarecum, mult mai puțin carbo și mult mai mult cardio. Poate o să filmez și cumpărăturile, pentru că astăzi este zi și de cumpărături. Și încă ceva, ne-am mutat într-un apartament nou, mi-ați mai cerut să vă arăt și apartamentul. Și o să dau un tur scurt și vi-l și prezint. Până una alta, mergem să facem și suplimentele dinainte de cardio. Iubi deja s-a apucat să facă suplimentele, a pus o cupă de EA. Mai completez cu o cupă de BCA. Glutamina nu mai avem în stoc. Astăzi este început de lună, dăm comandă. În mod normal ar trebui să pun și o cupă de glutamina. Opțional, dacă doriți, și o cupă de greens. Și unul dintre arzătoarele mele favorite, cel de la Vitabolic, un căpăcel de carnitină. Aveți aici căpăcelul. Pentru toate aceste suplimente aveți și codul meu, LULUVTB. Folosiți codul și aveți și 10% reducere. Completăm cu apa. Amestecăm și îl bem pe tot și o tăiem la cardio. Am ieșit și la cardio, cum am spus. Deja avem undeva la 25 de minute, este la jumătatea drumului. Ne-am pus și o șapcă de aluviu pentru că este atât de cald și un soare infernal. Și îi dăm tare, un mers mai alert. Și ne vedem de acasă cu micul dejun. Am ajuns acasă și m-am apucat să-mi pregătesc pe prima masă. Am 200 de ml de albuș, un ou întreg, o să pun ceva spanac și vegetale lângă. În zilele de pauză, clar am low day, dar la micul dejun nu mai am același low day ca și în zilele de antrenament. În zilele de antrenament am aceeași mâncare, doar că pun și 40 de grame de ovăz, acum 0 carbs, gen, fără ovăz. Și ca un mic sfat, vă recomand să folosiți și rețetele acestea Psyllium. Când mâncați și aveți zile de low day, automat consumați și mai puține fibre în acea zi și să puteți evita constiparea sau alte probleme intestinale, vă recomand măcar 10 grame. Eu folosesc 10 grame de rețetele din acestea Psyllium și mi ajută mult digestia. Bineînțeles, folosesc și enzime digestive tot de la Vitabolic. Cam așa arată omlețica mea și aceasta este a lui Iubi, el are și ovăz. Cam așa arată și micul dejun. Foarte bine arată omleta cu vegetale. Aici am cafea cu lapte vegetal și o pastiluță de îndulcitor și 100 de grame de fructe de pădure. Fructele încă le mai am, sper să nu mi le scoată prea curând.
Iar aici e micul dejun al lui Iubi. O să revin și cu celelalte mese. Cam acestea sunt și suplimentele după prima masă. O pastiluță de silimarină, două de multivitamine, una vitamina C, una vitamina D3 și K2, două Max Flex și una de ulei de pește, omega 3. Am revenit și cu masa numărul 2. Aici am 200 de grame de creveți, 30 de grame de orez și 50 de grame de avocado. După a doua masă am dormit vreo 2 ore, atât eu cât și Iubi. Simțim foarte mult nevoia, mai ales în zilele de pauză, să stăm mai mult pe acasă, să ne recuperăm. Astăzi, după cum v-am zis, am crescut și cardio și automat s-a resimțit și o oboseală. Mai ales că prima masă am și întârziat-o, din această cauză am mâncat la 12. Urmează să mâncăm și a treia masă și între timp v-am promis că vă arăt și nou apartament unde ne-am mutat. Acolo este baia, este Iubi. Aici dormitorul cu deschidere spre terasă. Aici bucătăria. Pe noi ne-a interesat foarte mult bucătăria, să avem mai mult spațiu. Avem și mașina de spălat vase, ceea ce, sincer, m-a cam scutit, pentru că spălam foarte multe vase, încât am făcut și dermatită pe mâini. Aici ne-am luat și bicicleta înapoi, deoarece facem cardio zilnic afară sau în casă. Living-ul. Și grădina. Grădina este și pe partea cealaltă, dar nu folosim acea parte deocamdată. Doar dacă fi să facem vreun grătar mai târziu sau... Hai, Kitty. Vorbind de grătar, deja miroase de la vecina grătar, amicia, nu știu ce, de mi s-a făcut puțin poftă, dar poate e și din cauza foamei. Așadar, să trecem la masa 3. Referitor la pofte, chiar mai multe fete m-au întrebat și sunt întrebat în continuare ce fac pentru a-mi stopa poftele sau ce fac cu poftele. Ei bine, nu avem ce să facem. Când avem un scop, indiferent că vrei să slăbești pentru tine sau vrei să participi la un concurs, cum e cazul meu acum, clar, poftele nu prea au ce căuta. Trebuie doar să te abții și, ca un sfat și o recomandare, puteți folosi și crom picolinat. Eu nu folosesc, dar el inhibă pofta de dulce și nu numai, are mai multe beneficii. Intrați, căutați-l pe net, citiți beneficiile și consumați-l cu încredere, vă va ajuta să mâncăm, că trebuie să ieșim afară la cumpărături. Masa 3 este formată la fel din 30 de grame de orez, 150 de grame de piept de pui, broccoli și un castravete murat. Gata, am plecat spre cumpărături. Mi-am luat și un shake proteic la mine. Cam asta este următoarea masă. O să-l beau peste vreo 2 ore și vedem ce cumpărături facem. Am revenit și cu cina. Aici la fel, bineînțeles, nu am carbo. Carbo din legume nu le calculez. Așadar avem somon, inel de somon, salată, ceva lime și o să am două pastiluțe de magneziu și una de omega 3. Cu cât înaintăm în pregătirea de concurs, cu atât parcă și creierul, nu știu, funcționează ceva mai greu. Ne mișcăm mai greu, suntem mai obosiți, gândim mai greu. E ceva normal din cauza dietei și a stresului pus pe organism.
Dacă o să ne vedeți mai lipsiți de vlagă sau semn mai ciudați, să știți că acesta este procesul, este ceva perfect normal în această perioadă. Mai ales că până acum nu prea am simțit pregătirea, dar cum era de așteptat, deja de la 8 săptămâni, de atunci chiar începe să se simtă. De la o săptămână la alta o să fie tot mai greu, dar na, acesta este procesul și trebuie să ne bucurăm de el și de rezultate, bineînțeles. Mă pun să mănânc și o să revin și cu ultima masă, cea de dinainte de somn. Am ajuns și la ultima masă, este ora 1 seara și o să consum o cupă de caseină micelară. Aceasta se consumă cu o oră înainte de somn. Punem o cupă. Un castronel. Îl puteți pune și în shaker, completând cu apă, dar eu prefer varianta aceasta pentru că este mai omogenă. Să puneți în castron și să amestecați bine. Nu e nevoie să puneți atâta apă din prima, atâta știu eu că ar trebui. Puneți câte puțin treptat până se omogenizează. Această caseină este o proteină cu absorpție lentă. O să consum și această caseină și mă voi pregăti de somn. Mâine și poimâine am high day, abia aștept, pentru că mi-este foarte dur de ovăzul meu de zi cu zi pe care îl aveam înainte. Cam acesta a fost vlogul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, Loredana Talpă, Loredana X, să vă abonați pe acest canal de YouTube, deoarece am văzut că undeva la 70% dintre voi nu sunteți abonați încă, doar 30 și e păcat, așa că vă rog să vă abonați, pentru că mă veți ajuta în tot procesul meu cu acest canal de YouTube, să-mi dați și un like, un comentariu, de ce nu, dacă v-a plăcut, și să ne revedem cu bine la următorul vlog. V-am pupat!